Bună seara și bun găsit, vă spunem și de această dată. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi. Discutăm astăzi despre ce se mai întâmplă în sfera educației fizice și sportului, despre rolul pe care îl are mișcarea chiar și în această perioadă în care cei mai mulți dintre noi stăm cel mai mult timp la laptop, la tabletă, atât elevii, copiii, cât și adulții. Despre toate acestea și multe altele discutăm astăzi cu domnul Paul Răducan, profesor de educație fizică și sport și de asemenea manager al unui club dedicat mișcării până la urmă și sportului de performanță pentru copii și tineri. Îți mulțumesc tare mult, Paul, că ne ești alături. Bună seara și mă bucur că sunt invitat, îți mulțumesc și eu pentru că m-ai invitat și într-adevăr sunt o persoană care cu privire la sport pot să spun, să fac așa o paralelă, cum ne chinuim în ghilimele cu sportul în această perioadă destul de mare, să zic așa, și probabil că nu știm cât va mai urma, a acestui virus în care ne-a bulversat din punct de vedere al sportului și nu numai, cred eu. Da, într-adevăr, sunt președintele Academiei de Fotbal Gică Popescu, este un club de fotbal exclusiv de juniori, juniori însemnând de la copii de la 6-7 ani până la 19 ani și jumătate, chiar când ei termină junioratul, unii pleacă mai devreme, unii mai târziu și în paralel sunt și profesori de educație fizică și sport, dar tot pe sport de performanță, la Liceul Tehnologic Auto, unde am clase pe care le antrenez tot profil exclusiv fotbal, pentru că Liceul Tehnologic Auto are în componența sa 8 clase de fotbal, respectiv câte una pe fiecare nivel, de la 5-12. Și eu sunt și acolo de peste 20 de ani, sunt foarte mulți elevi care sunt în cadrul Academiei de Fotbal Gică Popescu și își desfășoară activitatea de elevi în cadrul Liceului Tehnologic Auto. Este o simbioză pe care a mers foarte bine, astfel că rezultanta, să spunem, finală, până în prezent, să-i spunem finală, până în prezent, subliniez lucrul ăsta, avem 62 de jucători de Liga 1, este un număr impresionant, chiar dacă noi avem undeva la 22 de ani de activitate, dar este un număr impresionant, ceea ce ne dă curaj pentru viitor, ca și performanță. Revenind la subiectul pe care ai spus, este foarte greu, este un subiect delicat, pentru că acest sportul nu se poate face de pe scaun, este clar. Se poate face teorie sportivă, dar câtă teorie sportivă dacă nu practică? Pentru că sport înseamnă sănătate, înseamnă să faci dezvoltare fizică armonioasă la nivel de educație fizică și sport la orele de 40, 45 sau 50 de minute sau antrenament sportiv începând cu 80 până la 120 de minute un antrenament sportiv. Cât poți să faci teorie? Nu poți să faci foarte multă. Da, ne lovim de lucruri grele, nu piedici. Acest protocol de a desfășura antrenamentele, să încep cu ce e mai greu, la mine la Academia de Fotbal Gică Popescu, trebuie să păstrăm și să ne încadrăm într-un anumit protocol, în clauzele acestui protocol, ca să spun așa, atât la nivel de antrenamente, atât pe grupe de vârstă, cât și la jocurile oficiale. Am avut 10 jocuri oficiale, respectiv, de fapt sunt 20, pentru că au fost 10 de under 17 și 10 de under 19 la elită. A fost o organizare extrem de grea, de riguroasă, aproape, sau s-a apropiat aproape de Liga 1, cu salvări, cu distanțare, fără spectatori, cu vestiare, gazde, oaspeți, arbitri și spații puse la dispoziție, nu numai igienizate, ci efectiv camuflate, dacă vreți, și trebuie să conștientizezi fiecare factor care participă la aceste jocuri de desfășurare oficiale și deci au fost o nebunie, ca să spunem așa. Nu mai vorbesc cu testele pe care suntem obligați conform protocolului din 14 în 14 zile, respectiv din 2 în 2 etape. Deci cu tabele date către federație, federația mai departe, cu DSP-uri, cu anchete, o nebunie totală. Însă vin în final și spun că a fost benefică, chiar dacă noi am muncit foarte mult și a trebuit să fim foarte atenți și concentrați la desfășurarea acestei competiții sau acestor competiții, că repet, era vorba de 2 ani de vârstă, de două grupe, rezultanta a fost bună. De ce am făcut acest
Această afirmație că rezultatul a fost bună și am ajuns la această concluzie, deoarece am spus, dacă nu se răreau aceste jocuri, ce s-ar fi întâmplat cu acei jucători? Vă spun ce s-ar fi întâmplat, nu ne-ar părat că n-ar mai fi fost antrenați și ar fi pus pe ei greutate, dar o parte, clar, și nu spun, nu vreau să folosesc termenul o parte mare, ci doar o parte, în jur de părerea personală din experiența pe care o am, undeva la 30-40% dintr-un lot, nici dintr-o echipă, să lăsau. De ce? Că nu aveau această motivație prin competiția desfășurată, nu mai aveau, eu știu, un curaj de a veni la antrenament, pentru că intervenea și plictisul, intervenea și, eu știu să zic, așa, nu mai motivație efectiv, mai bine nu, mă ocup de altceva, mă reorientez, dacă vrei, după 2 sau 10 ani de activitate, pentru că unii vin de la 6, 7, 8 ani până și alții au, și având acum în prezent 17, 18 ani. De aceea spun că din punct de vedere al performanței a fost foarte bună, din păcate, au fost foarte bune aceste competiții. Din păcate, la nivel național nu au participat decât 24 de cluburi la aceste două competiții. Din păcate spun, restul, având restul echipelor undeva la încă 90 de echipe, nu au putut participa pentru că Liga Elitelor a fost alocată doar primelor 24 de cluburi conform clasificării academiilor la nivel de Federația Română de Fotbal. Federația Română de Fotbal. De aceea spun că ceilalți, sunt convins că celelalte echipe au avut în componență jucători foarte talentați. Pot să-i numesc jucători deoarece sunt, având 17, 18, 19 ani, pot evolua la echipele de seniori, cei care sunt talentați și bine antrenați cu ușurință. Însă n-au putut să o facă. Dacă au trebuit să se antreneze sau când au avut nevoie de minute și de, sau de zeci de minute de meciuri oficiale, iată că acest virus le-a pus stop, cum se spune. De aceea spun că ne lovim și noi de probleme. Putem spune că am pierdut, dacă va continua situația aceasta, suntem în pericol să pierdem o generație de tânări talentați care ar fi putut să dea performanță în fotbalul mare? Da, pot să spun cu certitudine că da, să pierdem jucători talentați din mai multe generații. O generație aș numi eu un an plus sau minus pe lângă acel an. Eu cred că s-ar putea să fie chiar plus 2 și minus 2 ani, pentru că nu neapărat trebuie să ajungi la o vârstă să te lași. Nu, la o vârstă de juniorat vorbesc. Te poți lăsa chiar și să fără să ajungi la 19 ani, te lași de la 17 ani. Repet, nimeni nu este vinovat, este vinovat doar pur și simplu acest virus, care, din păcate, văd că se întârzie eu știu, vindecarea lui sau antidotul, să găsim un antidot astfel încât să ne putem desfășura activitatea la nivel de antrenamente și meciuri oficiale în condiții regulamentare, să spunem. Noi acum suntem cu ghilimele de rigoare neregulamentare vis-a-vis de în raport cu acest protocol. Noi punem față în față și trebuie să ne adaptăm după protocol, după regulamentul de desfășurare a competiției și așa mai departe. Este nou și pentru noi, ca și conducători, este nou și pentru antrenori. Spuneam și declaram în perioada precedentă că acum antrenorul care se adaptează, că niciunul dintre antrenori n-au trecut prin, nu numai la nivel național, la nivel mondial, printr-o astfel de situație de pandemie, astfel încât să nu iei pe toți la antrenament, să nu iei la meciuri oficiale, să nu poți să te antrenezi în condiții ca și până în condiții normale, și sigur că antrenorul trebuie să se modeleze, să se muleze, să adapteze cu un termen mai nou, așa mai și mai sigur, la condițiile date, la condițiile de fapt. E, de asta spun, acum revin la jucătorii, la fel și jucătorii, care este mai stes, care are mai multă șansă astfel încât să nu aibă acea pauză de 12-14 zile în care trebuie să stea în afara terenului, în afara bazei sportive, să facă, dacă nu are voie să facă nici la nivelul solului anumite exerciții de forță, de menținere, în mod normal nu are, și chiar dacă le faci în raport cu Liga 1, Liga 2, nu poți să faci față, îți trebuie o perioadă ulterioară de reacomodare, de pregătire ca să poți să intri în, după care vine perioada de pauză dintre tur și retur, și tot așa, iată ce înseamnă o confuzie dintre aceste perioade de pregătire. Nu se mai poate respecta nimic, pentru că nu chiar de la zi la zi, dar de la o perioadă destul de scurtă, de două săptămâni, să schimbă protocolul, să modifică, să completează, să mai taie, să mai adaugă și așa mai departe. Altfel, tu trebuie să fii la cunoștință cu el, să le impui jucătorilor, nu se învață bine cu o modalitate, că imediat se schimbă. Și de aceea este foarte complicat și
Acum mă transfer așa un pic cu discuția la nivel de elevi, da, și eu predau online și predau foarte multe ore, predau ore. Cum se desfășoară o oră de educație fizică? Se desfășoară, online? Pot să o spun cu mâna pe inimă, cu multă teorie, însă la sfârșitul orelor le recomand să facă anumite exerciții, cel puțin de menținere. Spun asta pentru că este, vreau să fiu foarte explicit, repet, eu fac aceste ore de online cu elevii care de fapt sunt elevi sportivi tot la fotbal și le trebuie tot antrenament sportiv. Eu nu predau educație fizică de fapt și sport, predau antrenament sportiv, dar nici acolo nu avem voie să facem, să-i punem, să ne filmăm, să facem flotări, genoflexiuni, să facem joc de glenă, să-i te scoți afară, să faci, eu știu, alergări sau nu. Și atunci este ulterior, le putem da să-i ajutăm să le creăm un program astfel încât să fie totuși într-un cât de cât aproape de protocolul ăsta și să poată să se mențină pentru a nu depune armele. Are mai mulți factori. În primul rând că să rămâne un tonus muscular și rămân și ei conectați. Haide că mâine intrăm, eu știu la ce oră, la 8, 8 și jumătate, avem cele două sau respectiv 3 ore cu pauză de antrenament și le mai schimb ceva din conținutul antrenamentului. Repet, nu în timpul celor 3 ore și jumătate sau 3 ore, ci ulterior lor, tu le dai un program, le spui, uite, ar fi bine așa, faci așa, 3 serii, 7 serii, câte și ei își notează, face parte din teorie, după care doar ce le spunem să-l și pună în practică, este foarte important. Cu alte cuvinte, îi ținem în priză pe cât posibil. Altor elevi, chiar sau elevi sportivi, îmi spun că, domnule, dar noi când începem exact? Când încep? Din fericire, pentru doar o parte, din păcate o parte, iar pentru partea aia, din fericire, competițiile pentru ei au început, s-au desfășurat și acum două zile au luat și sfârșit. Sâmbătă a fost ultima etapă a turului, respectiv a 10-a etapă, în care ei totuși au fost foarte mulțumiți, cu deplasări foarte lungi, cu deplasări, cu înfrângeri, egaluri, victorii, dar totuși a fost o desfășurare la cel mai înalt nivel. De asta spun, acum clubul care oferă condițiile pe cât posibil normale, aproape de normalitate, care își dă interesul, care au capacitate de fapt Federația Română de Fotbal a și făcut acest clasament la nivel național, iar este al doilea an consecutiv când îl face, cu trimițind în teritoriu, au format o comisie abilitată și au trimis membrii în teritoriu fiecare câte 2, 3, 4, 5 județe după caz și au evaluat aceste cluburi, de aceea au format primele 24, s-au clasificat și restul, din păcate și revin, nu este ok. S-a făcut o clasificare din punct de vedere al resurselor astfel încât să se asigure condiții de siguranță, da? Nu numai de siguranță, este vorba și de rezultatele obținute de-a lungul timpului, de fapt, nu de-a lungul ultimii 3 ani. Dar dânsii de la federație știu ce ai făcut și ce n-ai făcut. Desigur că și documentația prezentată este un factor foarte important. Ce materiale ajută, ce bază sportivă, că dacă ai doar un teren de handbal și vrei să joci, să-ți desfășori activitate pe teren de dimensiuni regulamentare fotbalului, este imposibil să poți forma și promova jucători de mare valoare. Aproape imposibil, iar dacă o faci cu unul din 10 în 10 ani, este egal cu zero pentru fotbal. Chiar egal cu zero, pentru că dacă ar fi fotbalul și ar sta după tineri cu unul, nu, să joacă mai mulți. Deci sunt mulți, sunt 7 capitole, cum le numesc ei, fiecare capitol este foarte diversificat, se alcătuiește un punctaj extrem de dur, este după forma olandeză. De acolo am preluat, am zis și noi să Federația Română de Fotbal probabil că a zis că să preia un exemplu de la una dintre țările foarte bine dezvoltate în fotbal și au făcut-o cu succes. Da, Academia de Fotbal Gicopescu an de an a fost și a participat în această competiție, este un lucru bun, au încercat să modifice și sistemul, dar, repet, acum toate sunt aproape de normalitate și la nivel de juniori, doar dacă ar da voie și la celelalte echipe. Din păcate, repet, eu faptul că particip în competiții pe această perioadă critică sportului, ar fi ok, dar nu cine se gândește și gândește mai mult că trebuie să toate cluburile au în componență jucători talentați, unu sau mai mulți jucători, ar trebui să-i dea drumul la competiție. Cum eu pot să-i dau drumul, ar trebui să se angajeze și celelalte cluburi care pot, nu neapărat să desfășoare, nu neapărat la campionat de elită, chiar și regional, cum ar fi, doar să le dea această motivație, astfel încât să nu-i duci sau să-i orientezi pe drumul de a te lăsa de sport. E foarte important și noi, repet, avem
și la nivel de profesor și la nivel de antrenor, deci vorbesc foarte, foarte, în cauză sunt și într-o parte și în alta, este foarte greu și pentru noi. Trebuie să le explici, trebuie să, părinții sunt învățați să vină la stadion. Da, mi s-au întâmplat la cele 5 meciuri susținute pe teren propriu, astfel încât le-am spus să stea la poartă. La poartă am un, așa un noroc, pentru că există o suprafață mai înaltă și de acolo pot vedea foarte bine pe teren, ca și cum ar fi așa undeva în tribune. Nu am putut să-i las, pentru că dacă lăsam pe unul dintre ei sau mai mulți, doi, trei, ceilalți și-ar fi zis așa, că am spus nu tuturor, deoarece așa îmi spune protocolul și nu-mi permite legea în vigoare, și ei au respectat-o, și-au privit copiii de sus mândri că totuși pe această perioadă sau în această perioadă ei își desfășoară activitatea. Da, spun pe, în această perioadă, pentru că deoarece am avut în cele cinci teste la nivel de juniori 19 și 20, undeva 40 și de persoane cu staful tehnic și eu administrativ, am avut 9 cazuri. Da, au respectat situația, i-am declarat că au COVID, au stat acasă, au stat cele 14 zile, că de-aia spun că știu și astfel de situații. Au stat, au revenit, s-a modificat protocolul sau au ajuns la faptul că dacă ai avut 90 de zile, nu mai poți să-l dai și așa mai departe, și iată că și-au intrat foarte bine, au intrat în activitate foarte bine. La ultimul test, din fericire pentru noi, n-am avut niciun caz, niciunul dintre jucători nu a fost. Așa că, însă, la cluburile, nu neapărat din Craiova, la cluburile cu care am jucat, am avut la media și o situație foarte grea, ei au și echipă de Liga 1 și a 3-a și echipe de juniori și aveau la un moment dat vreo 16-17, adică foarte multe cazuri la nivelul jucătorilor, indiferent că sunt ei seniori sau juniori. Astfel încât și părinții și ei însuși, jucătorii, își pun o întrebare, Doamne, ce se aude, să nu mă afecteze foarte rău. Au fost și tineri și care au renunțat să mai vină la antrenament, speriați de gândul că ar putea să contacteze acest virus? Sunt convins că la alte cluburi au fost, la clubul meu nu a fost cazul deocamdată, deoarece am avut această competiție și, să spun așa, ca balans, s-au dat în partea ușor riscului de dragul competițiilor. Dar la alte cluburi sunt convins că s-au lovit. Dar ce pot să spun, că mi s-a întâmplat și mie, nu chiar pe alocuri, la o parte din jucători au venit mai rar. Adică au mai pus și absențe. Au mai, tot pe această cauză. Dacă n-a putut să-l aducă părintele sau n-a putut să deplaseze într-un regim mai de siguranță, eu știu, cu un taxi doar sau că, n-a mai venit cu un mijloc de transport, pentru că riscul a crescut și poate că, nu știu dacă chiar jucătorul în cauza a gândit-o, însă cu certitudine părintele lui a spus sau părinții lui au spus, nu mergi cu autobuzul, și mai bine a preferat să nu vină. Am avut cazuri chiar și la copii, chiar și la juniori, în care noi am spus, de ce n-ai venit ieri? Ce? După care am, la ședințele noastre săptămânale, am tras așa ca o regulă, cei care nu vin, nu pot participa la lecțiile de antrenament înainte cu cel puțin o oră, să ne spună. Nu participăm deoarece putem modifica structura antrenamentului sau locul de desfășurare al lui. Nu vrem să facem la baloane, să vine frigul. Grupele mari nu e o problemă la frig. Chiar este indicat, pentru că se desfășoară fotbalul și în condiții mai precare, așa, mai de frig, însă pentru copii de 6 sau 12, de la 6 la 12 ani e foarte greu. Și atunci noi mai bine anulăm un antrenament decât să-i punem să răcească și să intre la griji. E implicit să se lase deja de frica acestui virus. Deci trebuie să vorbim, cu alte cuvinte, trebuie să umblăm cu mânuși la nivel de antrenamente, la nivel de club și la nivel de instituție școlară. La antrenamente, chiar și la educație fizică, trebuie să umblăm cu mânuși. Deoarece ei nu intră, să știți că un rol important are și acest online. Pe lângă faptul că îi mai educi în continuare, desigur, nu ca 100% ca dacă ești în fața lui deocamdată. Da, s-a discutat mult despre utilitatea orelor de sport online. Da, păi vreau să spun că într-adevăr s-a discutat foarte mult și nu știu cât la sută, este oscilant. La un elev sau un grup de elevi poate are valoare 20-25%, la altul 50-70%. De ce spun asta? Păi dacă mâine noi ne-am trezit ca elevi și spun n-am nicio grijă, deja poi mâine la fel și pe o perioadă de 2-3 săptămâni ai fi în vacanță totală, ba mai mult decât atât, te-ai rugat să nu mai înceapă școala niciodată. Dar dacă ești pe online, știu că nu e o poziție
ok pentru sport sau pentru chiar pentru nimic, pentru, dar totuși ești în priză, totuși dascălii, profesorii de specialitate te țin la curent prin diferite forme, discuții, te pun să scriu, îți fotografiază un test, vă rog să rezolvați, celălalt intervin întrebări, adică e altceva, totuși te țin conectat atât la nivel de clasa 0, 1 și a 2, la nivel de grădiniță, dar și la nivel de liceu. Mă uit că la mine, la antrenamente, intră. Ei intră. N-or intra toți și fi 28 de elevi care i-am la o clasă, dar dacă intră 20 e mai mult de excepție, că poate nici în timp când veneau fizic, când se putea veni la școală, nu veneau toți, pentru că unii aveau chiar antrenamente importante, aveau jocuri amicale, ca pe care trebuie să înțelegem că trebuie să spunem că sportul este, la ei este de performanță, deci nu este ca o joacă, să spunem așa, și trebuiau înțeles, veneau cu motivări de la cluburi respectiv unde evoluează și spuneau meci amical sau antrenament important, nu mai vorbesc de jocuri oficiale, este chiar și legal să le poți motiva absențele. De aceea spun că este Ne concentrăm că din păcate nu vedem ca mâine să se încheie această perioadă. De aceea cred eu neagră pentru, pot să o spun și indiferent dacă pentru elevi în primul rând, nu neapărat pentru sport, pentru elevi, pentru că elevii sunt tineri, sunt de la 6 ani la, așa cum spuneam, 19 ani și nu numai, pentru că și pentru studenți trebuie să-i includ aici și nu este sănătate curată. Ei ne mai făcând mișcare obligatorie, să-i spunem așa, ci nu doar cei care merg la o sală sau o fac de plăcere, ceilalți nu o fac. Ceilalți fie stau și scriu, fie stau pe atâtea rețele de socializare, astfel și să poate implementa sau nu se mai dezvoltă fizic armonios. Statisticile medicale ne arătau că avem o problemă în această zonă și înainte de începerea pandemiei, în ceea ce privește procentul de copii supraponderali și obezi, în ceea ce privește procentul de tineri cu probleme care țin de coloana vertebrală, de o postură, de o dezvoltare fizică armonioasă. Cum va arăta viitorul însă după acest an și să sperăm că va fi decât un an și că, slavă Domnului, vine vaccinul și în martie, când se împlinește un an de când a început nebunia în România, lucrurile vor intra pe făgașul normal. Cred că ne va arăta statistica medicală în următorii ani și nu se vede deloc la orizont ceva luminos. Așa este. De asta spuneam că nu se vede ca mâine s-ar încheia perioada, să se încheie această perioadă, repet, neagră. Însă, pentru acești tineri, asta le spunem și la orele de online, încercați pe cât posibil, mai folosim așa termen, trageți de voi, treceți pe acest nivel de comoditate din pat și ridicați-vă o genuflexiune, o oplotare, un abdomen, un joc de glezne efectiv cu geamurile deschise să vă lovească puțin aerul curat de afară așa cât, pe cât este posibil, deoarece are mare importanță în viitorul vostru. Acum sunteți după o perioadă în care ați fost antrenați și imediat nu se mai acumulează nimic dacă voi nu continuați chiar și undeva la 30, 40, 50%. Pentru cei care au prezență la stadion, la cluburile care participă în competiție și nu numai, într-adevăr este ok din punct de vedere al sportului. Spuneam în perioada precedentă că pentru fotbal, în primul rând, dar și pentru sport în general, vor apărea anumite gropițe și se pot transforma în gropi. Adică aceste lipsuri de neantrenament, de mii, de sute deocamdată, poate chiar dacă fac o socoteară ajung la 1000 de ore de antrenament, să vor cunoaște în viitorul apropiat. Regulamentele din fotbal, mă refer, că îl cunosc foarte bine, la nivel de seniori, trebuie să includă și juniori în loturi și în echipe implicit, astfel încât ei, dacă sunt nepregătiți din urmă, când îi vei duce acolo cerințele nivelului, o să le scoată la iveală această perioadă de nepregătire la standardele solicitate și la standarde de 100% de Liga 1. Vor fi undeva de Liga 3 până când ei se vor apară, așa cum le spuneam, cu ghidimele, gropițe, astfel încât antrenorul nu știe pe cine să mai aleagă de la Liga 1, pentru că scopul nostru la profesioniști este să formezi și să promovezi jucători de Liga Națională, Liga 1. Ăia ar fi idealul și scopul unui club care se respectă și care o face bine, ce face activitatea, o desfășoară în condiții normale. De aceea spun că în viitorul apropiat, peste un an, 2-3, vor apare aceste sincope de exprimare a jucătorilor tineri. O să ne orientăm sau o să încercăm să le acoperim aceste sincope cu menținerea jucătorilor în vârstă, deoarece ei au o experiență și pot acoperi
o parte din sincopă. De, iar jucătorii tineri, ci foarte puțin, cred că să, numărul lor va fi diminuat, care va, vor fi de excepție, adică vor juca în Liga 1. Repet, pe această perioadă. Aici este vorba de ei, este vorba de voința pe care o au, de talentul înnăscut și ulterior, repet, de voință, cât s-au antrenat de bine și de serios în această perioadă. Vor avea de câștigat, cei care vor avea voință și vor trage de ei, cum se spune, pe terenul de fotbal și la antrenamentul sportiv. În caz contrar, repet, drumul lor și sensul lor este doar să se lase de sport, să reorienteze pe un alt domeniu de activitate, fie pe carte, fie pe inginerie, fie pe agricultură, nu știu, ei o să-și aleagă, doar că aș trage un semnal de alarmă tuturor factorilor implicați să dezvolte, dacă perioada să prelungește, eu vorbesc doar în această situație, dacă perioada se prelungește aceasta de virus, să încercăm la nivel național și poate, eu știu, să dezvoltăm aceste ore online și în alt fel, pentru că nu este suficient. Dacă mai durează, așa cum spuneam mai devreme, încă un an de zile, cu certitudine, și acum chiar vreau să folosesc, am vrut să ocolesc totuși, să găsesc cuvinte mai preocolite, dar vreau să folosesc, să nu creăm analfabeți, trebuie să o spunem așa cum stau lucrurile, să fie, din păcate, nu putem să fim perfecți, dar să fie cât mai puțin analfabeți și nu în ultimul rând, ba chiar înainte de faptul că să fie mai puțin analfabeți, să fie cât mai puțin elevi tineret needucați. Să fie cât mai puțin, din păcate nu poți să spui să fie zero, dar să fie un număr redus de needucați în urma acestei pandemii. Trebuie să facem ceva, deoarece este posibil să ne ajunge peste un an, doi, când acești elevi și tineri nu mai sunt educați cel puțin la nivelul nostru de România, cât putem și noi, și ne-am dat interesul în învățământ, să știe foarte bine, să creiem fără voia noastră, ci doar cu acest virus, să creiem needucați și să creăm, eu știu, să vorbim direct, persoane tineret care în viitor apropiat vor deveni cei care merg după gratis. Trebuie să spunem așa cum este. Nu a fost cazul în România, avem o securitate totuși foarte bine, avem jandarmi, avem poliție, instituții care sunt extrem de capabile, însă dacă numărul de infractori va fi mare, foarte greu le va fi să facă față. Asta vreau să spun, să menținem. Sunt foarte corect când spun să menținem, nu să mai luăm din ei, să menținem, să nu crească numărul de infractori, ăsta este rezultanta acestei perioade. De aceea trebuie să diversificăm aceste ore de online, această metodă, cred că este cea mai eficientă pe termen scurt luată, însă poate fi diversificată, poate că protocolul suferă îmbunătățiri astfel încât să vină la școală așa cum începusă, încât o săptămână cu o pauză sau respectiv două cu două sau una cu una, astfel încât chiar să-i ții acolo, repet, rezultanta, să-i facem oameni, să-i creăm oameni cu o poziție socială și nu, direct o spun, ci nu infractori. Bine, pentru asta ar trebui să ne gândim că sistemul de educație și de învățământ nu înseamnă doar transmiterea de informații și memorarea de către tinerea informației, înseamnă modelarea de caractere, de personalități, așa, astfel încât, cum spuneați, să nu ajungem în situația în care acești tineri să devină, din păcate, infractorii zilei de mâine. Iar școala are un rol esențial în sfera aceasta și poate că ar trebui să ne uităm și dincolo de ceea ce înseamnă colegiile centrale, unde sunt copii care sunt foarte bine ținuți în mână de familie. Așa este, da, contează mediul foarte mult, poate dacă am zis foarte mult, am zis-o apăsat, da, contează foarte mult și nativul lui, dacă este inteligent sau nu, fiecare se naște cu un grad de inteligență ulterior, însă dacă este într-un cadru de familie cu grijă, să nu spun mai mult, cu o poziție socială de nivel ridicat și îi poartă grijă subiectului sau subiecților, după caz, dacă au mai mulți copii în familie, contează foarte mult. Dacă este verificat permanent, dacă este verificat serios, nu doar că ai fost sau nu sau da și așteaptă un răspuns pozitiv și e liniștitor pentru părinte, sunt mulți factori. De la ședințele noastre cu echipele, fie ei mici, să știi că contează foarte mult că îi le implementez atât copiilor sau juniorul după caz, însă și părinților, că noi nu încercăm să-i facem doar fotbaliști sau doar sportivi de performanță, ci și oameni.
în societate, deoarece, din păcate, nu pot ieși ca o medie dintr-o grupă mai mult de 2, 3 sau 4. Undeva aici să jonglăm. Din experiența 22 de ani vorbesc în realitate, în cauză actual, nu din acum 100 de ani, ci de noi vorbim ce facem și de aceea restul am vrea să joace cât mai sus, Liga 2, Liga 3, însă să fie într-o poziție socială și educați. Este foarte important pentru noi, deoarece ulterior ne întâlnim după un an sau după 7 ani sau după 10 ani și ei au familii, au copii și ne bucurăm să ocupe una din funcțiile importante, să aibă un job ok, un job cu personalitate, un job de elită, nu? Și asta vreau să spun, și nu infractori care sunt după gratii. Este foarte important acest aspect pe care noi turnăm o fundație, creăm o bază de oameni, încercăm să educăm, ulterior construim pe această bază pentru sport de performanță, care este un domeniu de activitate, nu de fotbal, eu am spus sport de performanță, este extrem de riguros, extrem de dur, organismul în permanent îl ții numai în 4x4 pentru a-l face de Liga 1, să zic așa, să facă o raportare la termenii de fotbal. De aceea spun, este perioada asta, și mă repet, este perioada asta confuză, dar noi trebuie să fim permanenți mai concentrați. Am colegi, am cunoștințe din cadrul profesorilor, nu neapărat de la mine, de la instituția de învățământ, ci la nivel național, în care îmi spun, desigur și în funcție ușor de materia pe care o predă, îmi spune că e mai greu așa decât dacă eram la școală. Desigur că și pentru noi, până la urmă, trebuie să fim realiști că este greu și psihic, pentru că am schimbat modul de predare, este ceva nou. Chiar și la ora asta este ceva nou și pentru noi, dar păi pentru elevi. Trebuie să găsim, să diversificăm această, eu știu, linie de comunicare între noi și să de predare, de fapt, nu e de comunicare, că trebuie să predăm totuși, până la urmă, scopul e de predare și să încercăm să-i ținem conectați, nu, acum să vorbim iară, să dea click, să dea pe click pe acolo și să rămână pe platformă și să joace pe una dintre rețelele de socializare, nu, pe alt telefon sau pe alt aparat, dispozitiv, nu, noi chiar vrem să-i ținem acolo, îl mai adresăm și întrebări, tot ca să-i verificăm pe undeva dacă sunt atenți sau nu. De aceea zic, trebuie umblat așa ușor, dacă simțim, dacă autoritățile sau de cei care sunt responsabili și autorizați, că să prelungeze perioada, ar trebui deja să ne gândim și la alte aspecte, să modificăm, să completăm, să diversificăm această comunicare de predare online în învățământ, atât la învățământul, eu știu, primar, gimnazial, preuniversitar, cât și la cel universitar. Este foarte important, pentru că chiar și la cel universitar să fac master la vârstele de 40-50 de ani, deci toate să nu facem referire numai la copiii de clasa 0 sau de grădință de 6 ani. La toată lumea, deci întreg sistemul ar trebui să fie diversificat, dacă perioada simțim că se prelungește. După ce simțim acum că ar fi, ne protejăm toată lumea. Deja ne-am educat și noi, nu numai cei de afară din țările bine dezvoltate, și noi ne considerăm, nu mai vedem oameni fără măști pe cât posibil, ne spălăm, încercăm să fim curați, însă din păcate numărul celor care se infectează crește de la zi la zi, câteodată se menține, mai scade foarte puțin, deci nu vin în funcție de numărul de teste și așa mai departe. Toți cred că suntem, toată populația suntem la zi cu pe cât posibil cu ce se întâmplă în urma acestui virus nenorocit. Este o provocare atât pentru cadrele didactice, pentru antrenori în online, până la urmă, să reușiți să-i țineți conectați, să-i captivați în permanență, astfel încât să nu treacă, cum bine spuneai, foarte ușor de la curs să intre să se joace un joc. Da, da, ni s-au întâmplat cazuri și de asta spun. S-au întâmplat, simțeam că nu mai era activitate după 10 minute, probabil că 2-3 minute, că sunt și ei mari acum. Vorbeau, îți spuneau o întrebare, domn profesor, putem, dar așa cum e, după aia te mai trezeai la sfârșit. Și a doua zi mi-am dat seama de ce. Cadrul didactic care are un pic de experiență și se adaptează mai ușor, alții mai greu, alte cadre mai greu, bifează, are catalog în față, dar nu catalogul din cancelarie, ci are catalog, și are caietul și bifează, a răspuns. Nu contează ce bine sau rău, ci faptul că a participat la oră și îi pui plus, îi pui un punct, un semn, înseamnă că a fost activ. Este ceva, asta vreau să spun. Iar ce spuneai mai devreme, că ca antrenorat e bine, totuși că îți vin la stadion, protocolul îți dă voie să faci antrenament aproape de condițiile de joc. Ceea ce asta înseamnă că dacă ai spațialitate, ai teren mare, poți să-ți desfășori activitatea, desigur, și chiar și cu mingea, că de aceea există competiție cu mingea, tu trebuie să
faci antrenamentele conform competiției. Aici mi s-a dat voie, într-adevăr. Mai greu este, din păcate, iată, acest virus îți dă de nici tu ca și minister, nu știi ce ai de făcut, nu știi, te lovești. LPS-urile, adică liceele cu program sportiv, cluburile școlare, sportive școlare, fac parte din Ministerul Educației, ceea ce Ministerul de Educație are online. Tu, de fapt, ce faci? Faci antrenament propriu zis sau nu? Sau îl faci online? Păi și ei, poate sunt unele, iată, sunt LPS-uri la nivel național și CSS-uri care participă acolo la elită. LPS-uri, nu știu, vreo două, trei sunt sau două. Ei, iată că participă, ei trebuie să-ți desfășoare, dar fac parte de minister și tot aici este între Federația de Specialitate, adică de fotbal și Ministerul Educației. Tot mereu nu sunt contre, dar încearcă să formeze un protocol din partea Ministerul Sănătății, că de fapt și aici este, ei sunt șefii, să spunem, în astfel de situații, pentru că ei sunt cei care pot fi factori decizionari dacă e bine, ce distanță, ce trebuie să facem și ce nu, ce avem voie și ce nu. Și de-aia spun că trebuie să ne adaptăm astfel încât să iese bine ca tinerii să fie pe cât posibil sănătoși în continuare, să fie educați și să nu crească, nu mai zic mai mult, nu vreau să fiu, să nu crească numărul de infractori, pentru că, din păcate, orice societate, fie din România și orice țară are, în care sunt și de toate categoriile, inclusiv și infractori. Trebuie să fim de mai multe niveluri. Că ai accentuat acest lucru, pentru că până la urmă sportul nu înseamnă neapărat un vârf, două, trei, cei care ajung la marea performanță. Exact. Sportul înseamnă disciplină, înseamnă a respecta reguli, înseamnă fair play, înseamnă a ști să socializezi și să respecti regulile pe terenul respectiv de joc, indiferent că vorbim de fotbal, handbal, basket sau alte sporturi. Exact, eu am spus, așa ai subliniat foarte bine, vorba de sport. Este foarte important, pentru că în afară de faptul că trebuie să-i educi, în afară de faptul că trebuie să-i antrenezi pentru sport, în afară de faptul că trebuie să urmărești foarte bine evoluția lor sportivă, pe plan sportiv, trebuie foarte bine să vezi, pentru că unii au la o vârstă, să spunem, între 12 și 14 ani, și se schimbă vocea. Trebuie să urmărești și modul lor de manifestare, deoarece, repet, o cauză sunt rețelele vaste de socializare în care se pot învăța lucruri foarte bune, dar în același timp lucruri mai puțin bune, dacă nu să spun altfel, foarte rele. Și de unii să prind alea foarte bune, de unii să prind alea mai puțin bune. De aceea tu trebuie să fii foarte atent, iar aici este vorba de meseria ta. Nu toți suntem de 10, nu toți suntem corigenți la nivel de dascăl, de profesori, ci unii suntem de mijloc. Acum depinde de tine. Depinde și acel sportiv care până la urmă este elev la nivel de juniori, trebuie să vorbim așa, pe ce mână apucă, pe ce condiții are, chiar dacă tu ești priceput și nu ai condițiile necesare pentru a forma și poziția socială a jucătorului, respectiv a elevului, desigur că atunci el va avea carențe în viitorul apropiat. Dacă are șansă să lucreze într-un mediu, fie de club sportiv, indiferent de ce disciplină sportivă, fie la o întreprindere și așa, și să poate corecta sau completa ce a avut, ce i-a lipsit din urmă, e o șansă în continuare, că atât cât trăim putem să învățăm. Însă dacă vine, pleacă cu ele deja binișor pus la punct, desigur că el poate răzbi în viață. Cam asta este direcția pe care noi încercăm să le-o implementăm la nivel de juniori. E vorba de caracteristicile de vârstă. Nu poți să vorbești mult cu un copil, nici măcar nu e cadet, este copil între 6 și 10 ani. De ce vorbești foarte mult și cu cuvinte grele, poate uneori și pentru noi, de aceea mai bine le facem vânt cu mâna decât să le spunem că îi îndepărtăm de sport. Pentru că ei, dacă vin la fotbal și tu le spui așa ceva, nu prind repulsie față de fotbal. Ei prind de sport. Nici la volei nu mai vor și nici la amă. Nu mai vor nicăieri. De aceea, pe lângă discuțiile și ședințele, dacă pot să le numesc ședințe cu acești copii de 10, 6, 8, 10, 12 ani, avem și mai atenți cu părinții acestora, deoarece ei sunt cei care stau restul de 22 de zile cu ei acasă. Cu noi stau doar 2 ore, circa, mai mult sau mai puțin, 2 ore. Restul stau cu ei, cu părinții și bunicii. De asta le spun și antrenorilor, pentru că am o experiență și pot să spun lucrul ăsta, am și colegi experimentați și mai puțin experimentați, e vorba și de licențe la nivelul nostru și le spun pe domnule, trebuie să vedem că un subiect, un sportiv, nu e numai el. Mai are și doi părinți și pe lângă acest părinți, în mod normal, pe hârtie mai sunt și 4 bunici. Că acum când sunt bunici, la nivelul bunicilor, fiind copii, trăiesc cam toți. Și cu ele înseamnă 7 fără frați sau surori.
Deci iată că un sportiv, tu trebuie să-i ții în priză și să-i conștientizezi 7 persoane. Noi avem circa 200. Păi 7 ori 2 sunt 1400-1500 de persoane pe mod normal, care noi trebuie să-i ținem să spunem permanent de ce a jucat bine, de ce n-a jucat bine, pe cât posibil putem și noi să comunicăm. Avem aceste. Acum, din păcate, eu pot să spun și noi, ședințele clubului le desfășurăm chiar între noi, cu o distanțare, ne notăm. Fiecare are biroul lui, nu mai poate veni părintele în birou, stăm de vorbă chiar la poartă, uneori chiar nu le permit intrarea, alteori la cei mici le mai permiteam că vin să le pună căciulițe. E foarte greu și pentru noi. S-au desfăcut și returile la ghetuță și trebuie să vină să legăm. Deci sunt diferite situații în care au nevoie de părinte acolo, în funcție de vârstă. De-aia spuneam caracteristicile de vârstă. La cei cu care sunt mari trebuie să fim foarte atenți, pentru că trebuie să conștientizăm că pot juca, acum folosesc un termen de așa, de a lor din vestiar, la televizor, adică la Liga 1, doar dacă se antrenează. Și pot juca doar dacă se antrenează, doar Dumnezeu știe, dar dacă nu se antrenează, noi vă spunem că ne ajungem. N-a ajuns nimeni la Liga 1 dacă nu s-a antrenat suficient și corespunzător. Deci poveștile acelea că am pătut mingea prin curtea bunicilor și iată-mă ce sportiv mare de performanță am ajuns, șchiopătă. Nu șchiopătă, dar pot să spun cu certitudine, te-ai exprimat foarte corect, șchiopătă. 75% este, să spun așa, doar o formă, o păpușă a discuției. Nu, putem să un manechin așa. Păi cum să joci? Da, au ajuns jucători din curtea școlii, dar ulterior curții școlii sau în paralel cu curtea școlii făceau antrenamente dirijate la un nivel. Acum dacă cineva vine, am făcut pe zgură până să ajung la Luceafru, la Artul Național, la grupele, cu marea majoritate a componenților în generația de aur, am fost la lotul național de juniori atunci, păi dar până să ajungi acolo, jucai și în curtea școlii, așa este. Jucai non-stop, nu mai era dozarea efortului, pentru că și alimentația probabil că era mai sănătoasă. Consider că e un factor extrem de important și delicat aici, nu intrăm în el, că ar trebui 3 zile să vorbim, însă, desigur, juca și în scurător, dar și făceau antrenamentele, eu știu, în cadrul unui club sportiv, indiferent că e junior sau senior. Este imposibil, nu mi-amintesc, eu știu, am doi foști colegi de mare anvergură, fotbaliști ai universității, într-adevăr, care n-au făcut juniorat, însă s-au antrenat la senior, de-au recuperat și mama junioratului, nu puteau, pot să le dau și nume, vorba de Ghiță Giolgău și de Marian Băcu, care, Marian Băcu a venit, este și colegul meu, că de-aia nu întâmplă tot l-am dat exemplu, este și colegul meu la Liceul Tehnologic Auto și este profesor de sport, de tot antrenor ca și mine acolo și chiar spunea, n-am făcut prea mult juniorat, aproape că deloc, dar când am venit la senior, la universitate, am venit la tineret și am mâncat. Nu, de ce n-am venit în curtea școlii direct la, nu așa. Sau nu am subliniat această idee ca și figură de stil, pentru că sunt tineri și copii care pot să înțeleagă ideea că sunt ei nativi așa foarte talentați și pot să ajungă undeva sus cu muncă mai puțină. Nu, exclus. Și nici una fără alta, nici A fără B, nici B fără A. Deci nu poți să ajungi doar, da, e trebuie pentru Liga 1, 99 dintr-o 100 ajung doar dacă sunt talentați. Iar dacă ăia 99 de jucători nu se antrenează, zero devin. Adică niciunul dintre ei n-ajung. Vorbesc, repet, raportat doar la cerințele Ligii 1, la nivelul Ligii 1. Vorbesc la fotbal. Sunt convins că așa este și la celelalte discipline sportive, fie individuale sau de echipă. Și la tenis de câmp sau și la volei. E același lucru. Dacă ai talent și nu este însoțit de o muncă continuă, permanentă și la cel mai înalt nivel, conform competițiilor și solicitărilor nivelului respectiv de Liga 1, nu poți să joci. Nu poți, vei juca foarte puțin sau puțin, hai să zic așa, o jumătate de an, după care antrenorul te simte, indiferent, la Liga 1 sunt antrenori experimentați în general și sunt antrenori bine pregătiți și te simte, văd, te nu dai randament, numărul de greșeli este foarte mare, numărul de reușite este tot foarte, dar mic, așa că nu poți să te menții acolo. Dar dacă te antrenezi corespunzător și însoțit de talentul, eu știu, de anumite calități, adică dacă nu ai una dintre calitățile motrice de bază, este imposibil să joci în Liga 1, pe ala lung, adică de la 4-5 ani în sus, pentru că vreau să spun, Arceta, că le explicăm jucătorilor care sunt, care îi pot numi jucătorilor, dar sunt și elevi în paralel, desigur că asta este, trebuie foarte bine să țină, e o simbioză între, și noi facem programul de antrenamente funcție de programul școlar. La mine la Academie este foarte simplu, deoarece eu sunt și acolo și acolo.
Și de aceea se poate cu ușurință crea și imediat știu dacă unul dintre jucători, să spunem, a tiulit de la ore, dar nu în ultimul rând, în mod special dacă a tiulit de la antrenament. Ceea ce de la antrenament cam greu. E, nu prea se tiulește, să zic așa. Eventual o lipsă, adică motivată. Da, și revenind la ce spuneam mai devreme, de jucătorilor trebuie să le spunem și trebuie să conștientizăm că dacă, repet, nu se antrenează la nivelul ăla, nu ajung. Iar dacă se antrenează, au șanse doar, dar nu că ajung. Nimeni nu poate să spună, da, sunt și persoane care le spun că vină la mine la club, că sigur tu ai talent și ajungi jucător de Liga 1. Dar oricând poate să intervină o accidentare, o afecțiune, ceea care să-l persoană, scoată o perioadă mai mare sau mai mică după teren persoană, și să se ducă pe apa sâmbetei. Ai perfect dreptate. Acea persoană cu titlul de antrenor, chiar cu documente pe alocuri, spun astfel de, sau afirmă aceste aspecte, fie încearcă să mintă, din păcate, fie nu se pricep, ca să form, să, nu sunt, al treilea aspect nu există. Deci tu fie încearcă să mintă, fie nu se pricep. Păi cum să spui tu că ajunge sigur? Cum să spui când nouă ne-au trecut sute de jucători și sunt convins că, sunt convins, nimeni nu poate să-mi scoate. Eu personal am scos 20 de jucători, am format. Nu folosim, am scos, nu e chiar academic. Am format și promovat 20 de jucători de Liga 1, repet. Sunt convins că mi-am mai scăpat. Și eu recunosc, nu se poate să faci 100% bine. Sunt convins că mi-au mai scăpat talentat sau poate mai talentat un număr, nu știu dacă alți 20, dar poate că au fost chiar alți 20. Ca și într-un joc de fotbal ai câștigat cu 5-0, înseamnă că ai mai avut 4 ocazii sigure de a marca, că nu poți să dai 100% decât foarte rar. Așa și aici. Sigur. E, la nivel de instituție, dacă sunt 62, sunt convins că 50 am mai scăpat. Pentru că efectiv sunt mai mulți factori și nu intrăm în să aprofundăm acest subiect. De ce? Dacă ai avea echipă de Liga 1, desigur că ai putea rula. Neavând, trebuie să-i distribui cu atâta discernământ acolo unde e nevoie, acolo unde crezi că se mulează jucătorul, nici prea departe, nici prea aproape, scapă de familie, de supravegherea familiei, de interesul antrenorilor și așa mai departe, de, eu știu, de posibil anturaj la nivel de club, dacă este foarte departe. Sunt mai multe aspecte aici pe care le luăm în calcul. Însă cu toate acestea, noi am reușit să spunem, să promovăm 60, să formăm și promovăm 62 de jucători, ceea ce vă dau cuvântul de onoare și o spun cu mâna pe inimă, că doresc fiecărui club să aibă acest număr de jucători, astfel încât numărul și nivelul fotbal românesc și numărul jucătorilor va crește substanțial, dacă nu toate cluburile, că nu pot, că și aici există cluburi și asociații sportive. Asociațiile sportive sunt un nivel mai scăzut, pentru că asta e structura lor. Nici nu trec prin la nivel de judecătorie pentru a fi înființate, să doar la direcția pentru sport, să, eu știu, cu anumite documente și poți crea o astfel de asociație. Însă un club sportiv are și alte obligativități și mai multă arie de acțiune, să spunem așa. Ce mai rămas din plăcerea jocului? Pentru că, știm, de foarte multe ori se juca pentru publicul spectator. Da. Din păcate, societatea din zilelor noastre și este financiară. Marea lor majoritate a dispărut această plăcere și desigur că dacă te duci la nivel de senior să închei un contract între tine ca persoană fizică și clubul respectiv, una dintre primele clauze direct este perioada, mă rog, dar este vorba de partea financiară. Da, este, o spun, nu este o rușine, jucătorii muncesc, așa se plătește și afară, păstrând nivelul la care joci, la nivelul adaptat țării respective. Da, și la noi se câștigă la nivel de Liga 1 circa medie, asta unii au în media 10.000 de euro pe lună, alții 6-7, alții 15, deci undeva eu vorbesc ca medie, pentru că este vorba și de vârsta jucătorului. Un jucător junior sau la 20 de ani, rar sunt care pot egala un senior de 25-28. Na, fiecare are o experiență, are un alt aport în teren și conducerea administrativă a celui club împreună cu conducerea tehnică formează o echipă și astfel că el evaluează și oferă contract. Da, să joacă, chiar spuneam lucrul ăsta și revin, să joacă în Liga 1 pe bani frumoși la nivelul României, pe bani în care poți să-ți asiguri un viitor și după ce te vei lăsa de sport, de practicarea acestui sport și continui prin antrenorat sau conducător, delegat și așa mai departe. Dacă un jucător, eu am spus de fotbal, să împartă perioada, e juniorat, după care joacă la liga, nivelul Ligii a 3-a sau a 2-a și dacă apucă să joace,
și are șansa, pot să o numesc chiar șansa, să joace 5 ani la nivelul ligii întâi. Nu știu care sunt anii aia, între 22-27, 24-29 și așa mai departe. Poate oricând să facă un pas la echipa națională, că de la Liga 1, și poate să-ți creeze un drum, un culoar, să poată juca la una dintre echipele de top, să le spune, sau nu neapărat de top, un echipele mai mari din afara țării noastre și pot câștiga într-un, sau poate câștiga jucătorul în cauză într-un an sau doi competițional, cât câștigă în 10 ani în alte țări, respectiv chiar la noi. De aceea spun că este vorba de voință permanentă. Nu trebuie depuse armele, să spunem termen așa, de afară, din tribună, niciun moment. Dacă le-ai depus, atunci te vei lăsa de sport. Cum ai perceput perioada aceasta? A scăzut calitatea jocului, având în vedere că nu mai sunt spectatori? Da, substanțial. Când spun substanțial, este vorba nu de 10%, este vorba de 40%, atât la nivelul exprimării jucătorilor seniori în teren, și la Liga 1. Probabil eu văd anumite faze și, repet, o văd prin prisma antrenorului de licență pro, nu prin prisma antrenorului de licență C, și nu jignesc pe nimeni, ci spun ce este efectiv. Ar fi neacademic să vorbesc ce presupun, ci mă uit foarte atent, este și acolo sunt sincope destul de mari, adică undeva la 25%, cred eu, poate chiar 30 pe alocuri sau 20 pe aici, în care nivelul, exprimarea jucătorilor și jucători experimentați care au peste 200 de meciuri în Liga 1 nu au număr redus de reușite. Ies din anumite situații, repet, văd faza mai aprofundată, nu doar de culoare ca spectatorul. Iese mai greu dintr-o situație sau greșește în situații în care altă dată nu greșea. În perioada inițială nu greșea. De asta spun. Nu mai vorbesc de cei care vin acum din spate, care au avut aceste bariere, să le spunem așa, prin acest virus, și sigur că nivelul lor este scăzut de exprimare în teren. Nu mai vorbesc la nivel de juniori, nu mai vorbesc că au apărut rezultate mai multe de 8-1, de 7-3. De ce spun lucrul ăsta? Pentru ochi e plăcut că să dau goluri, însă nu este plăcut pentru că cel care aprofundează acel joc și acele sacrificii pentru a se desfășura acele jocuri din poziție de gază, de organizator, și din poziție de oaspete, să-ți faci deplasări, să achiți deplasare, să transport, cazare, masă și așa mai departe, mai sunt factori, nu face obiectul, pentru că exprimarea lor nu este la nivelul cerut, nu este la nivelul, eu știu, pe care noi am crezut că putem să ajungem în această perioadă. Nu, eu nu vorbesc numai din prisma clubului meu, ci vorbesc din prisma celorlalte cluburi pe care am văzut unele jocuri, atât la nivelul Olteniei, m-am deplasat, le-am văzut, am luat informații, văd rezultate cu multe goluri marcate, în care dacă anul trecut până în luna martie nu ar fi fost așa, sau păi ajunsesem să fim și sunt în cauză la ora asta din ultimul joc oficial la nivelul juniorilor mari, e foarte important, 2019, 30 decembrie sau 2019, ultimul joc oficial, și în afară celor 24 de cluburi, restul de 90 sau 85 de cluburi nu au un minut jucat până nici astăzi, și urmează iar 4 luni de pauză sau circa 3 luni jumate, 4 luni poftim de pauză de competițională, și ulterior returul nu începe nici ceilalți, că cum naiba ia campionatul de la jumătate, nu știu cum să-l ia și ce campionat e ăla. Deci pot face un an jumătate, să nu zic 2 ani calendarii competiționali, în circa 700 de zile nejucat un minut oficial. Ce putem noi să credem, nu să cerem, că vor mai ajunge ei fotbaliști de Liga 1, astfel încât fotbalul să-l ducă pe culmi, și de ce nu vorbesc și de celelalte sporturi, discipline sportive. De azi, cum să, poate să visăm și doar să vorbim că ar trebui făcut, care nu, atât timp când nu ai minute oficiale și nu ai competiții de anvergură chiar, nu doar de la de curte de școală, că în care dacă ne luăm cu mâna ridicată facem o echipă și ei las nu, sau albul cu roșu, nu este o variantă. Și nu e o soluție, din contră, e o soluție păcălitoare, trebuie să vedem. De asta spuneam și am început emisiunea, în prima parte emisiunea am spus că ar trebui foarte clar să diversificăm, și mai ales pentru sportul de performanță. Sunt ok când spun întreg sportul, nu numai de fotbal mă leg aici, pentru că pot să spun că uneori am luat și portari de la basket, pentru că aveau detalii și au venit și au făcut în paralel două discipline sportive, că le permite regulamentul să facă, să fie legitimat și la fotbal și la basket, sau respectiv, sau la volei. Au voie regulamentul
regulamentar ce nu au voie să fie la două cluburi legitimați de aceeași, în aceeași disciplină sportivă. Astfel că noi ne-am împrumutat și de jucători, cum știam foarte clar că merg și eu știu la alt, la karate, între același timp, era un lucru bun că și karatele sub diferite forme, că au și ei o grămadă de denumire acolo, își dezvoltă, eu știu, mobilitatea musculară și articulară. E foarte bine, ne prindea foarte bine, chiar venea la un moment dat și preluau mingea, mă luând-o mai de sus și zic, ia uite ce înseamnă acele, și chiar și luam noi, uite, trebuie să facem și noi mai multe și să punem accent pe aceste exerciții de mobilitate și nu trebuie să le creăm, să facem, eu știu, 2 minute. Poate că trebuie să le încadrăm mai bine, să le dăm atenție mai mare. Deci așa că atât cât timp trăiești și ești interesat și preocupat de progres și la nivel de antrenor, este clar că trebuie să progresezi. Paul, îți mulțumesc tare mult. Și eu mulțumesc de invitație. Toate cele bune vă dorim. La revedere! We'll be right back.